Adrian Porumboiu, fostul finanțator al celor de la FC Vaslui, a vorbit despre numirea lui Viorel Moldovan pe postul de președinte al Rapidului. Rapid a fost nevoită să aducă un nou președinte după ce Dan Șucu, acționarul majoritar al formației Giuleștene, a decis să renunțe la Daniel Nicolae. Adrian Porumboiu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Viorel Moldovan, pe care îl consideră un președinte perfect pentru rapid. Nu m-a surprins și mă bucur pentru Viorel. E un tip ok, un băiat educat cu cap manierat. Îl felicit pe el și pe Șucu pentru că a făcut mutarea aceasta. Chiar mă bucur pentru el. Îi doresc numai bine. A declarat Porumboiu în cadrul emisiunii Play Sport Live.